Cu banii primiți la vânzarea în groa roșilor, micii cultivatori nu își acoperă nici măcar costurile pentru cules și transport, așa că decât să rămână și mai mult în pagubă, sunt nevoiți să renunțe la recoltă, practic la toată munca lor. În plină penurie mondială de alimente, prin destule solarii din Giurgiu și Ilfov, cam așa-i peisajul. Roșiile bune de 4-5 lei kilogramul în piață, la tarabă, se greblează și se aruncă. Nu s-au vândut, oricum, astea au fost bune, dar dacă nu s-au mai vândut, le-am tăiat și le ducem la groapă. A scăzut prețul la angro. Păi dacă nu se mai vinde și motorina este 10 lei litrul, nu luăm pe roșii cât dădeam pe motorină, pe drum până la București. Ca Maria, sunt destui fermieri mici care au pagube mari cauzate de secetă, costuri prea mari de producție și beneficii prea mici la vânzare, sau se confruntă cu boli păguboase ale culturilor. Lângă solarii sunt pâlcuri de floarea soarelui pârjolită de arșiță și de porumb uscat, la care fermierii nu mai așteaptă rod. Parcele întregi sunt deja tăiate. De miercuri încolo, fermierii pot apela la creditul de 3 ori subvenție cu 2% dobândă. Practic, pot împrumuta de 3 ori valoarea subvenției APIA pe care o încasează anual, cu dobândă modică prin cec. Majoritatea nu știu însă că programul există, iar cuvântul credit îi sperie oricum. Așa e situația în fermele mici de dincolo de orașe. Se muncește mult și haotic. Se câștigă puțin și se invocă divinitatea ca să țină în viață speranța. Cu ajutorul lui Dumnezeu o scoatem la capăt. Ce să facem? Asta este. Relatează Digi24.ro.